Timbrul va fi plătit o singură dată la prima înmatriculare pe piața din România sau la prima înscriere. Noua formulă de calcul conduce la o creștere în medie de aproximativ 10% a sumei de plată pentru mașinile Euro 4 și Euro 3. Quantumul taxei pentru mașinile non-euro, Euro 1 și Euro 2 cu tehnologii mai învechite va fi mai mic decât cel actual, mergându-se pe ideea că aceste autovehicule au o durată scurtă de funcționare și, prin urmare, vor polua pentru un interval mai mic. Astăzi a intrat în vigoare ordonanța de urgență a Guvernului numărul 9 pe 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Conform acestei ordonanțe, contribuabilii care doresc calcularea timbrului de mediu trebuie să depună la organul fiscal o cerere. La această cerere vor anexa copia cărții de identitate a autovehiculului, dovada care atestă drept dobândirea autovehiculului respectiv, iar în cazul autovehiculelor rulate, copia documentului din care rezultă data primei înmatriculări. După depunerea acestei cereri, organul fiscal va calcula cuantumul timbrului de mediu cu ajutorul aplicației informatice și va comunica solicitantului suma de plată reprezentând timbrul de mediu. Începând de astăzi, taxa auto va fi calculată exclusiv pe baza emisiilor de CO2 înscrise în cartea de identitate a mașinii. Practic, în calculul taxei se va ține cont numai de emisiile de CO2 ale autovehiculului, valoarea ce va fi înmulțită cu valoarea în euro a fiecărui gram și cu cota de reducere a timbrului exprimată în funcție de vechime. Vechimea autovehiculului se calculează în funcție de data primei înmatriculări a acestuia. Un element de noutate este că persoanele care doresc să cumpere mașini electrice vor beneficia de un eco-tichet în valoare de 2500 de euro.